toată vara, trotuarele de pe podul din cartierul ploieștean Mihai Bravo au fost înnecate de vegetație înaltă până la brâu. Pietonii erau nevoiți să circule pe partea carosabilă, punându-și viețile în pericol, pentru că zona destinată lor era inaccesibilă din cauza bălăriilor. Jungla de pe pod am semnalat-o și noi tot atunci. Acum, la începutul iernii, în sfârșit s-a trecut la îndepărtarea vegetației deja uscate. Astăzi, încă de la primele ore ale dimineții, din ordinul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, echipe ale Serviciului de Gospodărire Urbană și ale Operatorului de Salubritate din Municipiu au început să curețe zona. Organizăm pe o curățenie generală, un program de curățenie primăvară, care îl avem și în primăvară și în toamnă în momentul când ține timpul cum este acum, o curățenie generală, prin care SGU îndepărtează deșeurile vegetale, curăță și îndepărtează deșeurile vegetale și pentru evitarea rămânerii acelor grămezi pe domeniul public, S-a procedat la o comisie mixtă, adică formată din echipe de la SGU cu echipe de la Rosal. Dumnealor își fac curățenia și îndepărtează de corpuri străine și deșeuri menajere. SGU îndepărtează, execută curățenia și îndepărtează deșeurile e, vegetale. Acum că ierburile au fost tăiate, au devenit vizibile și trotuarele de pe pod.